Momente grele în așteptarea repatrierii pelerinilor din Țara Sfântă. Bun găsit tuturor, sunt Cătălina Biholar, încep știrile Intermedia. Iată și câteva dintre subiectele zilei, zeci de botoșăneni care au plecat într-un pelerinaj prin Agenția de Turism a Mitropoliei Iașilor și au rămas blocați în Israel din cauza războiului, trec prin momente grele în așteptarea repatrierii. Podul de ocolire de la Milișăuți este aproape realizat. În cel mai scurt timp, constructorul va finaliza și amplasarea indicatoarelor rutiere și a semafoarelor. Iar termometrele cu mercur, interzise în România, sunt preluate pentru distrugere de Colegiul Farmaciștilor din Suceava. Detalii despre acestea și alte subiecte în știrile pe larg. Zeci de botoșăneni care au plecat într-un pelerinaj prin Agenția de Turism a Mitropoliei Iașilor au rămas blocați în Israel din cauza războiului. Oamenii susțin că nu mai au cazare și nu știu când se vor întoarce acasă. Mulți dintre ei au economisit o bună perioadă de timp ca să-și permită călătoria în Țara Sfântă și au ieșit din țară pentru prima dată în viața lor. Acum sunt speriați din cauza că aud bombe și sirene și așteaptă ca autoritățile să intervină pentru a-i repatria. Purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei a transmis că pelerinii sunt în siguranță, vor avea cazare și masa asigurate, iar costurile suplimentare vor fi suportate de Mitropolie. De seară se aud bombele, se aud sirenele și la ei, sunt foarte panicați. Zeci de botoșăneni care au plecat într-un pelerinaj prin Agenția de Turism a Mitropoliei Iași sunt blocați în Israel din cauza războiului. Oamenii susțin că au rămas fără cazare și sunt speriați. După izbucnirea conflictului armat, ghidul a continuat excursia. Mai mult, organizatorii pelerinajului le-ar fi transmis pelerinilor că rudele și presa exagerează în ceea ce privește războiul. Ei până sâmbătă seară n-au știut situația reală, li s-a spus mereu că așa e o zonă de conflict acolo, că rudele exagerează, că sunt nebuni care discută la televizor pentru audiență și așa mai departe. Abia sâmbătă seară li s-a spus că nu mai au nicio șansă, trebuie să plece spre Tel Aviv, pentru că duminică urmeau să se întoarcă în țară cu un avion tarom. În momentul de față înțeleg că au rămas și fără cazare. Da, de astăzi nu mai au cazare, în momentul ăsta sunt la mormântul sfânt pentru că nu au unde să plece. Așteaptă un răspuns din partea autorităților, am primit inclusiv mesaje de la părintele ghid care ni se solicită ajutor. Ce demersuri au făcut ei până acum pentru a fi repatriați? Cu cine au luat legătura? Cu toată lumea. Agenția le-a spus inițial, inclusiv nouă, cei de acasă, ne-a spus că vor trimite în seara asta un avion Wizz doar pentru ei. Ulterior ni s-a spus că a fost o informație eronată. Ei au sunat și la consulat. Abia de aseară și-au dat seama că nu este nimeni care poate să-i ajute și au trimis și către presă. Noi de acasă încercăm să facem tot posibilul. Se pare că doar în momentul în care am anunțat presa am început să fim ascultați. Cei de la Mitropolie ne-au spus că au tulburat apele și că ne roagă să ștergem mesajele de pe internet. Ce vă spune mama dumneavoastră când vorbește cu dumneavoastră la telefon? Îmi spune că se aud sunete și se aud bombe. Este panicată? Da. Au și copii în grup. De la Iași ni s-a spus că să stăm fără griji, că se va face tot posibil și că Dumnezeu îi vede pentru că sunt copii în grup. Spuneați că între ei sunt persoane care... n-au mai ieșit până acum din țară. E prima lor ieșire. Cred că majoritatea dintre ei sunt oameni cu credință în Dumnezeu care poate că au strâns bănuții respectiv pentru a putea face pelerinajul ăsta. Prefectul județului Botoșani, Sorin Cornilă, a confirmat că grupul format din aproape 50 de botoșăneni este în continuare blocat în Israel. Susține că, din informațiile sale, oamenii se vor întoarce acasă cu un avion Tarom în seara zilei de 10 octombrie. Informația aceasta este considerată incertă de rudele celor blocați, care susțin că au luat legătura cu consulatul României în Israel și că ar exista o aeronavă care ar decola la ora 22:30. Însă nu ar avea locuri disponibile. Purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei a transmis că Mitropolia a făcut toate demersurile legale pentru repatrierea grupurilor. Autoritățile au comunicat că repatrierea se face în ordinea în care grupurile ar fi trebuit să plece conform programului inițial.
În Israel sunt în momentul de față mai multe grupuri de pelerini români care sunt blocați acolo din cauza situației conflictuale din această țară. Și centrul de pelerinaje Sfânta Parascheva are în Țara Sfântă două grupuri pentru care se fac toate eforturile spre a fi repatriate. Pelerinii sunt în siguranță în momentul de față. Nu s-a pus nicio clipă problema evacuărilor din hotelul unde sunt cazați sau a lipsei de hrană pentru aceștia. Așadar, sunt luate în calcul eventuale costuri suplimentare pentru o posibilă prelungire a șederii lor, inclusiv pentru plata transportului spre România, când acest lucru va fi permis de autoritățile israeliene. Menționăm că Arhiepiscopia Iașilor a suportat și în timpul izbucnirii pandemiei toate cheltuielile necesare, reîntoarcerii cu bine a românilor plecați atunci în Țara Sfântă, grija pentru viața pelerinilor fiind mai presus de orice. În toată această perioadă de când a izbucnit conflictul în Israel, coordonatorii Centrului de Pelerinaje Sfânta Parascheva din Iași au păstrat legătura cu Ministerul Afacerilor Externe, prin ambasada și consulatele din Israel, cu turoperatorii, cu firmele de transport aerian pentru identificarea unor zboruri de repatriere, cu ghizii celor două grupuri pentru a-i liniști pe pelerini, dar și cu rudele acestora din țară. Toate demersurile menționate se încadrează în limitele impuse de autoritățile israeliene. Deși e limpede pentru toți că omenește nimănui nu este ușor în aceste zile, atât celor de acasă precum și celor aflați în Israel, toți trebuie să înțelegem că cel mai indicat e să dăm curs recomandărilor autorităților care ne-au comunicat că repatrierea se face în ordinea în care grupurile ar fi trebuit să plece conform programului inițial. În concluzie, pelerinii vor avea cazare și masă până în momentul în care autoritățile vor permite repatrierea în siguranță. Patriarhia Română a anunțat că în contextul războiului, toate pelerinajele programate în Țara Sfântă în perioada următoare au fost suspendate. Podul de ocolire de la Milișăuții este aproape realizat, transmite Prefectura Suceava. Constructorul a dat asigurări că în cel mai scurt timp va finaliza și amplasarea indicatoarelor rutiere și a semafoarelor, care sunt necesare asigurării unei circulații fluente și în condiții de siguranță. Construcția a fost răgănată timp de aproximativ un an și odată finalizată va permite consolidarea podului rutier situat pe DN2H peste râul Suceava. Acesta face legătura între Milișăuți și Rădăuți și se află într-o situație precară. Din cauza problemelor de structură, pe podul mare se circulă alternativ. În contextul apropierii sezonului rece și menținerii la valori ridicate a traficului greu spre punctele de trecere a frontierei cu Ucraina, este imperios necesar ca lucrările de punere în siguranță a podului de la Milișăuți să nu sufere nicio amânare, a subliniat Prefectura Suceava. În ceea ce privește varianta ocolitoare a podului de la Milișăuți de pe DN2H, mâine va avea loc inspecția în teren 11 octombrie a celor de la CNAIR, care vor verifica toate măsurile dispuse prin proiect, astfel încât execuția care s-a realizat să corespundă normelor de securitate prevăzute în ceea ce privește variantele de ocolire temporară, iar ulterior urmează să fie pus sub trafic în perioada imediat următoare, urmând să se verifice dacă această variantă de ocolire corespunde, iar estimările sunt că pe săptămâna viitoare să se oprească traficul pe podul mare, urmând a se proceda la intervenția și reînceperea lucrărilor. În acest moment, practic, nu este un ordin de reîncepere a lucrărilor, urmând ca după această inspecție în teren care se va realiza mâine, să putem vorbi de un ordin de reîncepere a lucrărilor și să vedem poate într-un bun sfârșit că se lucrează la podul de la Milișăuți, o lucrare atât de mult așteptată și sigur o legătură extrem de importantă pentru zona de nord al județului Suceava. Prefectul de Suceava, Alexandru Moldovan, a convocat pentru data de 16 octombrie 2023 la amplasamentul podului rutier de pe DN2H Milișăuți-Rădăuți, ce va fi închis în vederea montării grinzilor care vor asigura noua structură acestuia, o ședință a Comitetului Județean pentru situații de urgență. Prefectul Moldovan a declarat săptămâna trecută că podul rutier de la Milișăuți trebuie obligatoriu închis, întrucât s-a degradat și pune în pericol siguranța rutieră. Potrivit contractului semnat pentru reabilitarea acestui pod, lucrările trebuiau finalizate încă de la începutul lunii iunie. Începe acum, doamnelor și domnilor, comentariul zilei alături de mine în studioul știrilor și astăzi, ca de obicei, jurnalistul Sorin Avram. Bine ai revenit, Sorin! Bună, Cătălina, bine v-am găsit! Cu războiul din țara vecină ne-am obișnuit de atâta vreme, e noua normalitate, dar ca să nu
dispară, așa, nu știu, momentele surpriză, efectele surpriză. A mai apărut un război foarte aproape de continentul nostru, în Orientul Mijlociu, în Israel. Un război care tot așa era, ardea mocnit de foarte multă vreme și acum a devenit unul foarte vizibil și sângeros. Israel, mamă, ce introducere ai făcut! Mamă. Israel, Țara Sfântă, unde foarte mulți pelerini, inclusiv români, aleg să viziteze. Și inclusiv de la noi, pentru că noi suntem un județ unde credința este foarte puternică și unde oamenii vor să meargă la locurile sfinte. De la noi pleacă foarte mulți. Foarte mulți. E o industrie la noi. E locul unde foarte mulți pelerini de la noi, da, au rămas captivi. Da. Asta e. Pelerinajul e o industrie. Da, e riscat. Acum, când s-a dus, mergi în Egipt. Poate să te mănânce rechinul. Mergi în Grecia. Poate să vină incendiu peste tine. Că dacă stai și te uiți la televizor și așa, nu mai pleci nicăieri. Deci, până la urmă, are dreptate părintele când zice că exagerează cei din presă, nu? Nu. Părintele, nu știu ce vârstă are, dacă este preot cu studii superioare sau așa. Preoții sunt oameni foarte citiți. Așa. Dar unei, din păcate, pe parcurs, ei rămân cu ce au citit la facultate. Este o facultate grea asta de teologie. Cunosc și eu preoți, dar oameni deștepți. Și unii au rămas ce au învățat la școală și după aia s-au rupt total. S-au băgat în peșteră. Și cetățeni din ăștia care stau în peșteră, ei se deconectează de tot și se conectează numai la ceruri. Și ei vin și țin slujbe, dar ei sunt deconectați, ei stau în peșteră. Știi? În peșteră n-ai lumină, n-ai nimic, nici nu vezi să citești. Ar fi călugări, n-ar mai fi preoți. Nu, las. Eu știu ce zic. În peșteră, la modul figurat. Peșteră la modul figurat, figurată. Adică nu mai. Și vin, pe urmă, țin slujbe și la sfârșit vin cu sfaturi și cu povețe și spun ție cum să-ți duci viața și așa mai departe. Și zice, vezi, maică, ce a spus, sau taică, sau cum? Vezi ce a zis preotul, să nu facem așa și așa și așa, că preotul ne-a zis. Dar l-ai întrebat dacă el e din ăla care stă în peșteră sau din ăla care e destupat la minte. Și astfel de cetățeni care îmbracă straie preoțești și fac pelerinaje și ei duc o viață foarte bună pe spatele enoriașilor. Vine enoriașii, vând bibelor din casă. Ce mai are? Verigheta, dacă e nevoie, că nu mai trebuie, la o vârstă nu mai trebuie verighetă. Cercei pe care a avut la nuntă când era fată, el își vinde, avea un costum bun pe care l-a purtat când era mire, l-a dus la bazar, au strâns oamenii bani și au plecat în pelerinaj. Pentru unii dintre ei e prima dată când ies din țară. Da, îți dai seama că oamenii au făcut niște eforturi. Cu siguranță, după experiența asta, va fi și ultima dată. Nu știu. Au vândut întâi de s-ar întoarce vaca, sănătoși acasă. Au vândut găina, porc, cu fiecare, ca să meargă la locurile sfinte cu Sfântul Părinte. Și Sfântul Părinte o duce foarte bine. El, na, dacă vine în Oreaș și are clienți, el merge în Țara Sfântă, vizitează, mănâncă, doarme, se veselește atunci când este moment de veselie. Bea un păhărel și o viață foarte bună. Ei, și acest părinte, așa, ca să nu piardă el mușterii, că el ce s-a gândit? Bă, dar ce sperie lumea? Eu trebuie să fac bani în continuare și să mă distrez, să mă plimb. Nu trebuie speriată lumea, trebuie să vină lumea în pelerinaj. Dar să nu uitați, el în persoană e în pericol în momentul de față până când ajunge acasă. El dacă stă în peșteră, în peșteră n-auzi nimic. Și clișeul ăsta pe care îl bagă, nu numai Sfântul Părinte ăsta care e în deplasare, dar sunt și alții, una, două, că presa minte. Exagerează minte. Și că presa e plătită, să spună, și asta cu clicurile. A intrat în cap, a zis unul asta cu clicurile și toți s-au dus ca turma după ăla. Hop, una, două. Clicuri, dar aici ți-a dat bani. Audiență, da. Da, nu ți-a dat bani ăla, atâta știu. Niște căzuți pe stradă, știi? Ei atâta știu, că le-a zis lor cineva. Nu verifică nimic, dar știu să bage asta. Nu ți-a dat bani? A, de aia ai scris. Așa, da, umblați după clicuri. A, voi atar mai știți, m-a scandal. Astea sunt niște... Și să alarmați lumea, să speriați, da, băgați asta, oamenii experienți. Ce au auzit ei pe piață, pe unde mai umblă ei, prin peșterile prin care umblă. Și acest preot care a trebuit dat afară, deci, dar cine să-l dea afară dacă aici e o industrie, duci pelerini, faci bani,
tipărești cărți, faci bani, că doar din banii aia trebuie să iei straile alea cu aur, cu ce sunt alea, costă. De multe ori sunt donate acelea, da, de familii așa, care bogate, da, doresc, da, să facă gestul acesta, donează straile, da, mașinile. Da, ca să-ți cumperi BMW, acum lasă-mă să mă, trebuie să faci bani, ca să faci mănăstire trebuie să faci bani, ca să pui aia trebuie să faci bani. E o industrie, ca un SRL, așa, știi? Și nu îl dă afară, că dacă el știe să producă bani ducându-i pe pelerin, îl ține acolo. El trebuie dat afară pentru pentru manipulare, pentru manipulare, pentru colportarea de informații false. Asta e o informație grosolan falsă și pune în pericol viața unor oameni. El. Poate s-a gândit că îi pune mai tare în pericol dacă îi panichează. Da, nu. Așa el știind locurile, da, că a fost de atâtea ori, știa peșteri, cum să-i știe ducă niște peșteri pe unde în se Țara Sfântă. Știa să-i, deci, ducă în siguranță. Deci omul ăsta din peșteri care umblă îmbrăcat în preot, Benjamin Netanyahu are un ziar în România și el minte că Benjamin Netanyahu a zis de duminică că e război, e stare de război. Deci, familiile de acasă ale acestor pelerini au trimis mesaje. Mamă, ești bine, da, tată, da, ești, da, bine, normal, sunteți. Da. E război unde sunteți. Nu, că vorbesc niște nebuni la televizor. Da, presa asta, știu. Vorbesc niște nebuni la televizor și vor să obțină audiență. Da. Și Emmanuel Macron cu Olaf Scholz, cu Joe Biden și cu Georgia Meloni. Și au zis că trebuie sprijinită așa și... Toți lucrează în presă în România și toți sunt nebuni. Ei nu vorbesc la televizorul nostru, vorbesc la alte televizoare. Deci asta le-a zis părintele, știe el. Deci, să zic, el trebuie dat afară și eu l-aș da în judecată să fiu... Să ajungă întâi cu pelerinia pe teren românesc. Să fie mama mea plecată. Sau... M-aș duce la el și așa o discuție și pe unul l-aș și da în judecată. Știi? Dar na, aici e o industrie, ți-am zis, fac bani oamenii. În ceea ce privește repatrierea acestora și altor pelerini, evident că toate familiile și-ar dori ca în primul avion să fie membrii familiilor lor. Toți cei care au rămas aici își doresc să-i aducă din Israel cât mai repede pe ai lor acasă, dar autoritățile noastre se mișcă destul de greoi. Da, mă, în avionul care trebuie să ajungă în seara asta în România nu sunt și... Părinții doamnei cu care am stat noi. Că trebuie, nu știu, astăzi, dar acolo sunt mii de pelerini. Când te duci undeva, e un risc. Dacă tu îți lași mama, tata, dacă el vrea să meargă în pelerinaj și îl lași cu un preot, ești din peșteră. Da, asta e treaba. Dacă el ești din peșteră și el îți spune ție că albul e negru și ăia se bat, se omoară acolo, dau cu rachete unii în alții și dar se invadează. Întotdeauna. Da, așa e, da, așa întotdeauna au fost 5.000 de rachete, întotdeauna Benjamin Netanyahu a trimis armata peste ei, a sărit turnul că nu aveți voie să invadați, că e împotriva drepturilor un număr civil. Își iau o staticiune altora, îi prăpăși și pentru el nu, dacă în peștere n-aude ce să... Și-a promis mitropolia e că va suporta costurile... Extraordinar, mamă, dar e de treabă. Cu bilete de avion, cu cazare, cu masă, pentru oamenii care nu își mai permit să-și prelungească împotriva voinței lor. Mă așteptam să le spună părintele din peșteră și șefii lui, sfinți părinți ăștia cu funcție de conducere, care e de la Iași, acolo e mitropolia, nu? Am văzut o fotografie unde erau 6 sfinți părinți din ăștia cu funcții, barosani din ăștia, șefi mari, cu straile lor de miliarde, cât costă aia, 10.000 de euro, nu știu cât costă, ei sunt aur, eu cred că pe sub taul mă aur. Așa? Și cum stăteau ei cu figurile alea, cu minele alea serioase și erau notă și explica acolo la fotografie că după ce au luat decizia de a transforma Biserica Mireuza la Suceava în mănăstire. Deci, bogații de acolo, sfinți părinți, așa cum ziceam, figuri serioase, au luat ei, deci ei de la Iași, cu cel de la Botoșani, cu ăla de prin Vaslui, de unde s-au făcut ei sfinți, unde au copilărit ei, după aia au făcut teologie, s-au făcut sfinți părinți, și au luat ei decizia la Suceava să transforme Biserica Mirăuț în mănăstire. Ei, erau 6 sau nu știu câți, 6 bogați acolo și cum fac ei ce vor, știi? Și da, foarte cu
o atitudine foarte sigură. Care imprimă, exact, dă mai departe senzația că da, doar înaintașii noștri asta au făcut pentru ei, să facă, să... Atunci îi duceam pelerinaj, sau nu erau avioane atunci, acum. Și ei au luat decizia asta. Mergeau la moaște, da. Oamenii. Îmi veneau moaștele aici. Și cu preotul ăsta care a spus, câtea mă mir că nu le-a spus, mitropolitul chiar drept să le spună, se roage la Dumnezeu să scape. Și eu, dar n-avem, știi că aia cu avionul... Da, sunt convinsă că a existat discuția asta. Da, luați, de vă rugați. Da, da, avion, da, alea. A, să... A. Pe de altă parte, în zona online, unde mai sunt persoane care au rude plecate în pelerinaje în Israel, s-au plâns că au fost sunate și rugate să șteargă mesaje pentru că nu fac bine credinței noastre, să se roage la Dumnezeu. Da, păi asta, să șteargă, să șteargă și să se roage în același timp. Știi, tu ia, cum e aia, mănânc și plâng, mănânc. Că produc sminteală în perioada asta, în care pelerinajul pentru Sfânta Parascheva. Șterg, și... așa? Un fel da, de labiș. Asta, produc sminteală, asta, deci dacă tu spui adevărul și aia produce sminteală, bași ca faptul că vin, după ce scrii pe rețelele de socializare, vin alții pentru clicuri, niște prostovani de la presă, și mincinoși, pentru, audiență, pentru clicuri. A, asta e audiență, pentru clicuri. I-a zis peștera. Așa? Și au prostovanii și tuflesc la ea acolo pentru clicuri. Și produc și mai multă sminteală. Amplifică sminteala, adică sminteala se răspândește și merge și mai departe sminteala, pentru că spun că acolo e război și că e o situație foarte gravă. Bineînțeles că nu peste tot, adică nu trebuie de extra, dar e o situație extrem de complexă într-o țară puternic militarizată care acum a intrat în panică din cauza a ceea ce s-a întâmplat. Acolo este declarată stare de război, iar turismul nu se face în stare de război. Dar acum situația este mult mai complexă decât a fost. Cine ziceau că... Dar ei ziceau și în presa din Israel și... Adică nu s-a întâmplat așa ceva până acum. Bine, a fost cu 50 de asta. Ani cu războiul cu Egiptul și cu Siria. Dar a fost o chestiune diferită. Dar apoi... dacă așa le zice părintele care le dă povețe... Măcar să-i îndrume să cu bine spre casă. Dar normal că asta este. Dar uite, pe mâna cui te lași. Asta e problema. Pe mâna cui când te lași. Nu, până la urmă, și oamenii care și-au înscris părinții la pelerinajul acesta sau la altele, nu, vezi că e agenția metropoliei, înseamnă că oamenii au fost de multe ori, înseamnă că sunt îndrumători, ghizi, cu multă experiență, care da, cunosc apropo, locurile cine respective. Dar cine le-a atestat? Păi ca să fii ghid, sunt sisteme diferite la o țară la alta. Da. Nu, dar e stat în stat, ei oricum fac ce vor. Da, mă, Cătălina, da, asta fi, ai riscat, ai mergi cu părintele din peșteră, aia e. Ce să... Dar l-asculți cu ajutorul... L-asculți pe el, că restul nu vezi că bagă sminteală. Nici măcar pe copii, nu? Pentru că nu, ce să-i crezi pe copii, crezi pe părinte, cum îi zice părintele, așa e. Pe meleaguri locale, la Mileșăuți, mai e puțin și se poate circula în siguranță pe podul provizoriu, pentru că cred că de mult nu se circulă în siguranță pe podul existent, pe cel rutier, vechi de vreo 60 de ani. Și ca să se circule în siguranță, mai e nevoie de montarea unor indicatoare rutiere și semafoare și se va da drumul. Am mai zis că am putea trece prin Albie, că apa e... Dar nu mai e apa acolo, trece așa... Suficient de mică încât să nu face stricăciuni. Tu acum bagi sminteală. Cine ți-a asta cu sminteală? Gigi Becali, parcă... De regulă, în domeniul ăsta teologic se folosește cuvântul, da. Tu bagi sminteală acum, că... Când faci din adins, de fapt, nu e nicio problemă asta, ca să faci tu click-uri, spui că e o problemă cu podul la Amilișos. Nu e nicio problemă, vezi, merg mașinile? Merg. Până într-o zi. Da, că trebuie să bagi sminteală, că nu s-a întâmplat nimic, a căzut podul, n-a căzut. Deci, de fapt, nu e nicio problemă și asta poate să spună și prefectura Suceava, și DRDP-ul, că dacă ar fi fost o problemă foarte gravă,
Prefectura Suceava, prin reprezentanții ei de la vârf, s-ar fi legat cu lanțurile de pod la Mișu și ar fi zis, noi de aici nu plecăm până nu vine DRDP-ul și face treaba. Dar așa, dacă până acum a mers de un an și ceva, aud placa asta. Că facem podul provizoriu, că punem semaforizare, că facem, mutăm circulația. Acum bă, e cert, acum... podul provizoriu e... L-am văzut și eu, era aproape, un de, Lego, așa, aproape de final, era făcut. Un turnuleț din da, tunel. Până acum a mers, eu cred că 60 de ani mai mergea. Problema că pe măsură ce înaintam în timp, adică era acum e circulație pe un singur sens și trec mai multe mașini. Pe urmă cred că s-ar fi redus câte o mașină pe oră, adică să nu, fie, adică să nu obosești podul. Și ideea era să treacă tiptil pe pod. Adică mai mergi cu drum, mașina ei și mergi cu ea tiptil pe pod și ar fi mers. Restul e sminteal, adică nu se poate agiți lumea degeaba ca să faci clicuri. Podul e bun. Nu știu ce să mai face la provizoriu. Tu nu te-ai plictisit de subiectul ăsta, ai plictisit ba, da, da, arată, de un an și ceva, arată aud același de lucru. Tare ne împotmolim în niște da, lucruri atât de da. Firești. Nu? Trebuie făcut alt pod sau trebuie reparat că podul existent. Dacă era de exemplu, hai să luăm așa un exemplu la întâmplare, zic și eu. Am, zi că... orice țară de pe fața Pământului. Nu, Sorin. Dar tu nici n-ai idee ce vreau să spun și tu mă, ce cu asta? Deci zic și eu așa, dacă în altul Calinic, zic, la întâmplare, ar fi sunat la DRDP Iași, să spună domnul inginer sau șeful, sau cum le spune. Dom'le, noi am început aici să transformăm o biserică mănăstire și vrem să punem niște, facem așa o aducțiune și ne trebuie vreo 7 tuburi de aia de ciment, să așa și de săpat vreo 30 de metri să punem. Să una părintea, în 2 zile era gata. Pentru că asta ce înseamnă? Că avem doar preoți influenți, nu avem și politicieni influenți? Nu, las-mă să vorbesc. Așa, și s-ar fi rezolvat, pentru că în altul Calinic a dat diplome la toți, s-a mai zis, premii și aia, și toți se simt așa legați. E păcat, în altul de la Iași, el e tot ieșean de RTP-ul de la Iași, ei sunt clan, clanul ieșenilor. Unde e un amestec cu Vaslui, cu Botoșan, cu Neamț, că așa? Și făcând parte din clan, cum e grupul de la Cluj, dar nu are atât de mare influență la nivel național, dar pe Moldova grupul de la Iași are. Și în altul, dacă sună la DRDP Iași, își rezolvă. Dacă acest pod ar fi trecut prin curtea arhiepiscopiei, să spunem, sau ar fi aparținut de arhiepiscopie, el s-ar fi reparat. Să ne uităm la Vatra Dornei, unde se întâmplă o minune acolo, cazinou care aparține arhiepiscopiei. A fost semnat, cred că, în grafic, adică s-a respectat termenul de predare. Acum, pe 28 noiembrie, se dă, pentru că este arhiepiscopia și în altul are relații. Plus, că e o înaltă față bisericească. Ori toți constructori, politicieni, ei sunt foarte credincioși. Ei cred că dacă pupă mâna părintelui și rezolvă toate problemele pe care le are de rezolvat Sfântul Părinte, îi scapă Dumnezeu că au furat, că au luat șpagă, că aia, că aia. Și ei zice, mă, i-am pupat mâna Părintului, am rezolvat ce aia. Am primit și diploma. M-am pus bine cu cel de sus. Treaba e bună. Eu rămân, apărerea mea înseamnă că nu avem politicieni la fel de influenți. Aia dacă... sunt, da, ca arhiepiscopia. Păi atunci să ne întoarcem unde ai zis tu, da. Nu? Când nu ne mai trebuie păi nu, să ne instituții colgăm. Democratice. Dar țieți cu mine să umbli măicuță îmbrăgată, nu? Om trăie și om vedea. Cu rozuri, ce culori sunt astea? Tu crezi că dacă... Desmintit oameni, nu? Smintește oameni la televizor. Tu crezi că dacă o să fim o mare arhiepiscopie și toți o să fim îmbrăcați, o să fim conduși de înaltul, nu o să mai fie primar, președinte de Consiliul Județean, parlamentar, Sfinții Părinți o să ne conducă, tu crezi mai umbli așa? Deci se pare că sunt indecentă sau? Câteam, dar numai culoarea aia când o văd, aia, știi, dacă iau rozul ăla și mă apuc, dacă aș avea un penson și o culoare roz și mă apuc să scriu pe tablă sau pe o pânză, mâna mi se duce singură și scrie indecent. Înțelegi? Mulțumesc pentru discuție. Singur, mă duce culoarea, altceva nu pot să scriu. Te duci prea departe. Alt cuvânt nu pot să scriu. Mulțumesc pentru discuția de astăzi. Doamnelor, domnilor, știrile continuă.
Termometrele cu mercur sunt interzise în România, iar cei care încă dețin astfel de obiecte riscă consecințe legale serioase. Pentru a nu avea probleme, Colegiul Farmaciștilor Suceava a transmis că termometrele cu mercur pot fi predate de populație în vederea distrugerii la sediul instituției din cartierul sucevean Opcini. Înainte, procedura prin care oamenii se puteau debarasa de termometrele cu mercur era foarte greoaie. În România, termometrele cu mercur au devenit ilegale, iar posesia lor poate duce la consecințe legale grave. Conform articolului 359 din Codul Penal, simpla deținere a unui termometru cu mercur este considerată infracțiune. Potrivit legii, persoanele care dețin astfel de termometre se pot confrunta cu o pedepsă cuprinsă între 2 și 7 ani de închisoare. Însă, debarasarea de termometrele cu mercur s-a dovedit a fi foarte greoaie. Un bărbat din Suceava, care avea în casă două termometre cu mercur, a vrut să scape de ele, dar a constatat că acest lucru nu este la fel de simplu precum părea. Acesta a căutat în Suceava o firmă care colectează deșeuri toxice și a contactat și Agenția Națională pentru Protecția Mediului, dar fără rezultate favorabile. Direcția de Sănătate Publică, Inspectoratul pentru Situații de Urgență și Prefectura nu au găsit soluții legale de transport sau depozitare a termometrelor cu mercur, iar la farmacii există din 2023 o nouă lege referitoare la primirea și depozitarea substanțelor periculoase din domeniul medical, dar care până acum nu avea cadrul legal de aplicare în cazul termometrelor. Colegiul Farmaciștilor Suceava a informat că termometrele cu mercur pot fi predate de către populație în vederea distrugerii la sediul instituției, aflat pe strada Luceafărului la numărul 14, de luni până vineri, între orele 7:30 și 15:30. Uniunea Salvați România își propune sprijinirea învățământului în limba română în diaspora. În acest sens, doi parlamentari USR de diaspora au depus o inițiativă legislativă menită să impulsioneze înființarea de către Ministerul Educației de școli românești în afara granițelor țării la cererea comunităților. Parlamentarii USR de diaspora Radu Mihail și Iulian Lorinț au depus o inițiativă legislativă care să impulsioneze înființarea de către Ministerul Educației de școli românești în afara granițelor țării, la cererea comunităților. Totodată se are în vedere extinderea cursurilor de limbă, cultură și civilizație românească oferite prin intermediul Institutului Limbii Române, prin instituirea obligativității organizării acestor cursuri în comunitățile în care există cereri în acest sens. În ultimii 15 ani, de milion de copii români s-au născut în diaspora. Pentru ei, cea mai puternică legătură pe care o pot avea cu România este cea a limbii române. Cunoașterea limbii și a culturii românești sunt garanții ale păstrării identității naționale. De aceea este esențial să avem politici educaționale solide pentru copiii români din diaspora. Îmi doresc ca toți copiii românilor să aibă posibilitatea de a vorbi și de a simți românește, indiferent unde s-ar afla, a transmis senatorul USR Radu Mihail. De asemenea, conform inițiativei legislative, statul român ar urma să sprijine și inițiativele independente, pentru că atât în Europa, cât și pe alte continente, cum ar fi America de Nord, există asociații, organizații de români care au pus pe picioare cursuri de limba română și chiar școli românești, care funcționează cu succes și care au nevoie de recunoaștere oficială. În plus, unitățile de învățământ de tip școală românească din afara granițelor țării vor putea funcționa și ca centre de atestare a cunoașterii limbii române și să libere certificate autorizate în acest sens. Am fost plăcut surprins să întâlnesc zeci de familii cu copii născuți în afara granițelor țării care vorbesc excelent limba română, chiar dacă aceștia nu au avut posibilitatea să urmeze cu adevărat cursuri de limba română. Acesta este unul dintre motivele pentru care am depus acest proiect de lege, în așa fel încât școlile românești din afara granițelor țării să se înființeze cu adevărat la cererea comunităților. Este important ca din noua lege a învățământului să nu lipsească o susținere puternică și necondiționată pentru școlile românești și învățământul în limba română pentru copiii din afara granițelor țării, precizează în completare deputatul USR Iulian Lorinț. Deputatul AUR de Suceava, Florin Pușcașu, îi cere prim-ministrului României să se implice personal în ajustarea proiectului și modificarea soluției tehnice de trecere pe subzidul morții pe DN17 la intrarea în Suceava. Peste 10 persoane au decedat și alte 10 au fost rănite de-a lungul timpului la impactul cu zidul morții de pe DN17.
La Zidul Morții a existat și un protest spontan pe un traseu de la ieșirea din municipiul Suceava spre Gura Humorului, cu oprire la pilonul de pod situat pe DN17 la intersecția cu șoseaua de centură a Sucevei. Participanții la protest au purtat pancarte pe care scria "Aici se moare" și candele aprinse pe tot traseul parcurs până la zid, iar acolo au ținut un moment de reculegere în memoria victimelor care și-au pierdut viața în accidentele rutiere din zonă. Proiectantul a vrut să micșoreze costurile cu structurile de beton și beneficiarul a aprobat soluția, însă economia s-a risipit după ce mai multe victime au fost sacrificate pe acest altar al inconștienței și nesiguranței rutiere. AUR are soluții pentru infrastructura județului Suceava. Când va ajunge la guvernare, va modifica soluția tehnică pentru Zidul Morții, a transmis parlamentarul de Suceava. Față de această situație, Florin Pușcașu solicită răspuns în scris și oral de la prim-ministrul Marcel Ciolacu la întrebarea la ce dată va fi modificată soluția tehnică pentru Zidul Morții. Ziua Națională a Produselor Agroalimentare Românești este sărbătorită în fiecare an pe 10 octombrie, fiind un eveniment dedicat atât consumatorilor cât și producătorilor, care își pot promova produsele cu această ocazie prin comercializarea acestora în spații speciale și desfășurarea de programe educative. În județul Suceava, această zi este sărbătorită în fiecare sfârșit de săptămână, sâmbăta, atunci când parcarea Direcției Agricole se transformă într-o frumoasă și bogată piață volantă, la care participă zeci de producători locali. Proiectul a luat naștere în septembrie 2021 la inițiativa directorului Direcției Agricole Suceava, Claudia Elena Gogu. În fiecare an, pe 10 octombrie, începând cu anul 2017, la nivel național se sărbătorește Ziua Națională a Produselor Agroalimentare Românești. La nivelul Direcției pentru Agricultură Județene Suceava, în acest an am sărbătorit puțin în avans această zi, în data de 7 octombrie, în Piața Volantă din Dragde, Bucovina, piața volantă pe care noi o organizăm de cel puțin 2 ani de zile și unde credem că reușim cu succes să încurajăm atât comercializarea produselor autohtone, cât și consumul acestora. Încurajăm pe toată lumea să cumpere românește, să sprijinim producătorii români, arătându-le respect pentru munca și dragostea lor de țară și de pământ. Vă invităm în continuare să fiți parte din ceea ce noi numim un proiect frumos, un proiect de suflet, Piața Volantă din Dragde, Bucovina, cumpărând românește de la producătorii noștri autohtoni. Din județul Suceava sunt atestate 23 de produse tradiționale și 151 produse montane. Trei luptători de la liceul cu program sportiv Suceava au urcat pe podium la campionatul național individual pentru juniori. Tudor Lupitrec și Luca Romaniuc au câștigat aurul, iar Miroslav Curcă argintul. Luptătorii de la liceul cu program sportiv Suceava s-au întors cu 3 medalii de la Campionatul Național Individual pentru Juniori, concurs care s-a desfășurat zilele trecute la Călăraș. Tudor Lupitrec și Luca Romaniuc au devenit campioni naționali la categoria 32, respectiv 40 de kilograme, în timp ce Miroslav Curca a cucerit argintul la 36 de kilograme. În urma acestor rezultate și a punctelor aduse de Ianis Mațiepiuc, clasat pe locul 5 la 32 de kilograme, LPS Suceava a ocupat poziția a doua în clasamentul pe echipe, după Dinamo. A treia etapă a campionatului național de handbal masculin pentru junior 2 a programat meciul direct dintre LPS Suceava și CSU Suceava, ocupantele primelor două locuri în clasament. Partida s-a desfășurat în sala Dumitru Bernicu a liceului cu program sportiv și s-a încheiat cu victoria universitarilor, scor 26-32. Juniorii 2 ai clubului CSU Suceava au înregistrat a treia victorie în tot atâtea meciuri disputate de la startul campionatului național. Echipa antrenată de Ioan Tăcaciuc s-a impus pe terenul celor de la LPS Suceava cu scorul de 32-26, la pauză 12-13. Mă bucur că derbiul în primul rând a fost între cele două echipe din Suceava. A fost pentru locul 1, locul 1 cu locul 2. Până la urmă noi am reușit să-l câștigăm după o primă repriză în care ei au jucat mai bine, sincer, dar repriza a doua noi ne-am dat drumul puțin și în apărare, având noroc, ca să zic așa, și de paradele lui Alessio Hălânduț, ne-am dat puțin drumul la joc în viteză pe faza a doua și până la urmă s-a încheiat bine pentru noi. Noi ne dorim să intrăm în primele trei. Vom da tot posibilul și împreună cu acești copii care azi, eu zic, au tras cât au putut, sperăm să ajungem sus. Tot timpul meciurile cu cei de la universitate se aprecie, ca să zic așa, mai ales anul ăsta. Un meci bun din punctul meu de vedere, la nivel de junior 2. Eu zic că, ținând cont că suntem cu un an mai mic față de ei,
le-am făcut față cu brio. Eu sunt mulțumit foarte mult de copii cum s-au comportat astăzi. Sau în unele momente, într-adevăr, am greșit poate nepermis de mult și la un meci ca ăsta cu miză, alea greșelile practic ne costă. Una peste alta sunt foarte mulțumit cum ne-am prezentat astăzi la meci, ca să zic. Ei clar erau favoriți dinainte de a începe meciul. Copilor le-am spus că noi n-avem ce pierde, presiunea teoretică era la ei, pentru că fiind cu un an mai mare, vă dați seama, ei aveau obiectiv să câștige. Un meci frumos, din punctul meu de vedere, un meci poate peste multe alte meciuri de la nivel de junior 2 din țară. E de muncă, încă avem multe meciuri grele. Eu îmi doresc foarte mult, la nivelul lor de vârstă, să mergem să prindem în valoare și chiar mă gândesc la un turneu final, ar fi extraordinar pentru ei. În următoarea etapă a campionatului național pentru juniori 2, CSU Suceava va juca sâmbătă cu Fortuna Chișinău, iar LPS Suceava se va deplasa pe terenul celor de la CSM Bacău. Șoimii Gura Humorului a urcat pe primul loc în Liga 4 la fotbal, în derbiul etapei a 7-a. Gruparea humoreană a învins juniorul Suceava cu 2-0. Podiumul Ligii a 4-a este completat de Bradul Putna, care a câștigat cu 6-0 la Dărmănești. Șoimii Gura Humorului a urcat pe primul loc în clasamentul Ligii a 4-a după ce s-a impus pe terenul liceului cu program sportiv Suceava în derbiul cu juniorul Salcea cu scorul de 2-0. Golurile au fost marcate de Constantin Simeria și Constantin Severin. Bradul Putna a ajuns pe podium după a 4-a victorie consecutivă, 6-0 la Dărmănești. Un parcurs peste așteptări are și forestierul Frumosu, care a ajuns la 5 victorii în 7 meciuri după ce a câștigat la Câmpul Moldovenesc cu scorul de 6-2. În cadrul etapei a 7-a s-au mai înregistrat următoarele rezultate. Viitorul Liteni, juniorul Suceava 2-3. Șomuzul Prăutești, Moldova Drăgușeni 2-2. Minerul Iacoben, Recolta Fântânele 7-1. Și Sporting Băiensolca Bucovina 2 Rădăuți 3-0. Progresul Frătăuții Vechi a stat în această etapă. Știrile intermedia au ajuns la final. Urmează starea vremii și subiectele zilei pe scurt. Nu uitați că ne puteți urmări și online pe paginile noastre de socializare și pe intermediatv.ro. Sunt Cătălina Biholar, toate cele bune! La noapte cerul va fi variabil, parțial acoperit în majoritatea zonelor regiunii. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări temporare. Spre dimineață, izolat, se va forma ceață. Temperaturile minime se vor încadra între 1 și 4 grade Celsius. Miercuri, conform ANM, vremea se va încălzi ușor față de zilele precedente în toată regiunea, astfel că valorile de temperatură se vor situa în jurul normelor specifice perioadei. Cerul va fi variabil, cu unele norări temporare. Vântul va sufla slab și moderat. Maximele vor avea valori cuprinse între 14 și 20 de grade Celsius. Zeci de botoșăneni care au plecat într-un pelerinaj prin Agenția de Turism a Mitropoliei Iași au rămas blocați în Israel din cauza războiului. Oamenii susțin că nu mai au cazare și nu știu când se vor întoarce acasă. Mulți dintre ei au economisit o bună perioadă de timp ca să-și permită călătoria în Țara Sfântă și au ieșit din țară pentru prima dată în viața lor. Acum sunt speriați din cauza că aud bombe și sirene și așteaptă ca autoritățile să intervină pentru a-i repatria. Purtătorul de cuvânt al Mitropoliei Moldovei și Bucovinei a transmis că pelerinii sunt în siguranță, vor avea cazare și masă asigurate, iar costurile suplimentare vor fi suportate de mitropolie. Podul de ocolire de la Milișăuți este aproape realizat, transmite Prefectura Suceava. Constructorul a dat asigurări că în cel mai scurt timp va finaliza și amplasarea indicatoarelor rutiere și a semafoarelor care sunt necesare asigurării unei circulații fluente și în condiții de siguranță.
Termometrele cu mercur sunt interzise în România, iar cei care încă dețin astfel de obiecte riscă consecințe legale serioase. Pentru a nu avea probleme, Colegiul Farmaciștilor Suceava a transmis că termometrele cu mercur pot fi predate de populație în vederea distrugerii la sediul instituției, din cartierul Suceava-Nopcini. Înainte, procedura prin care oamenii se puteau debarasa de termometrele cu mercur era foarte greoaie. Uniunea Salvați România își propune sprijinirea învățământului în limba română în diaspora. În acest fel, doi parlamentari USR de diaspora au depus o inițiativă legislativă menită să impulsioneze înființarea de către Ministerul Educației de școli românești în afara granițelor țării, la cererea comunităților. Deputatul AUR de Suceava, Florin Pușcaș, îi cere prim-ministrului României să se implice personal în ajustarea proiectului și modificarea soluției tehnice de trecere pe sub zidul Morții, pe DN17 la intrarea în Suceava. Peste 10 persoane au decedat și alte 10 au fost rănite de-a lungul timpului la impactul cu zidul Morții, de pe DN17. Ziua Națională a Produselor Agroalimentare Românești este sărbătorită în fiecare an pe 10 octombrie, fiind un eveniment dedicat atât consumatorilor cât și producătorilor care își pot promova produsele cu această ocazie prin comercializarea acestora în spații speciale și desfășurarea de programe educative. În județul Suceava, această zi este sărbătorită în fiecare sfârșit de săptămână, sâmbătă atunci când parcarea Direcției Agricole se transformă într-o frumoasă și bogată piață volantă, la care participă 10 de producători locali. Trei luptători de la liceul cu program sportiv Suceava au urcat pe podium la campionatul național individual pentru juniori. Tudor Lupitrec și Luca Romaniuc au câștigat aurul, iar Miroslav Curcă argintul. A treia etapă a campionatului național de handbal masculin pentru juniori 2 a programat meciul direct dintre LPS Suceava și CSU Suceava, ocupantele primelor două locuri în clasament. Partida s-a desfășurat în sala Dumitru Bernicu a liceului cu program sportiv și s-a încheiat cu victoria universitarilor, scor 26-32. Șoimi Gura Humorului a urcat pe primul loc în Liga a 4-a la fotbal. În derbiul etapei a 7-a, gruparea humorană a învins juniorul Suceava cu 2-0. Podiumul Ligii a 4-a este completat de Bradul Putna, care a câștigat cu 6-0 la Dărmănești.